Ciprie Cernu, guvernanță universitară din cadrul Senatului Universității Academiei de Studii Economice din București. Între anii 2005-2007 a ocupat funcția de secretar de stat pentru învățământ superior și integrare europeană în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, iar în perioada 2008-2012 a manageriat în funcția de prorector al Academiei de Studii Economice. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul profesor universitar doctor Dumitru Miron. Doamnă decan, stimați invitați, dragi studenți, audiență, vin în primul rând să transmit mesajul de înaltă prietenie și autentic parteneriat al comunității universitare de la Academia de Studii Economice din București și numele Senatului acestei universități și Forumul Deliberativ Suprem în orice universitate să vă urăm succes în continuare. În doilea rând, aș vrea să fac o precizare de suflet. Amfiteatrul acesta are o rezonanță sentimentală specială pentru mine, pentru că nu cu mult timp în urmă, în această locație, Universitatea Petros și Gaze, știți foarte bine că a devenit o emblemă. Nu mai este o șiruire de cuvinte, ci un brand. Universitatea Petros și Gaze mi-a făcut onoarea să mă declare doctor honoris causa, deci vă salut și în calitatea mea de membru al comunității universitare al acestei universități. Eu disciplinat, venind din mediul academic, când am fost invitat, mi s-a spus că am de făcut o prezentare în plen, fără ca să vă emoționați și să vă speriați că voi vorbi mult, mi-am făcut o prezentare. Și din acest punct de vedere, PowerPoint-ul aferent, fie în varianta electronică, fie în varianta on paper, va fi remis pentru ca să poată fi consultat. De aceea voi spicui foarte pe scurt, ca să mă credeți pe cuvânt, el chiar este, adică nu problem. De aceea am hotărât ca să vă vorbesc puțin despre dimensiunea internațională a educației la nivel european. Deci, se pot spune multe. Totdeauna vorbitorul se întreabă cum să înceapă ca să captiveze atenția sau capteze atenția. Și m-am gândit să încep prin a spune că citeam undeva că să faci educație autentică nu înseamnă să defișezi jungla, ci să irici deșert tu și să-l faci fertil. Poate învățăm și noi această chestie și facem ce trebuie. În al doilea rând, nu se poate să nu ne aflăm cu toții azi, și nu numai azi, sub emblematica rezonanță a trei lucruri senzaționale. Ieri a fost un colaj sau o colecție, un calidoscop de evenimente dragi sufletului nostru, deci ziua independenței, ziua finalizării documentare a celui de-al doilea război mondial, ziua în Europei, în care în 1950 se lansa celebra declarație a lui Robert Schuman, care a pus bazele acestui unfinished business sau l'objet politic non identifié, cum zicea cineva despre Uniunea Europeană. Our European Union. A noastră. Sau și a noastră. Că, din păcate, uităm că e și a noastră. Și vedem de la lucrări de licență, dizertații de master, teze de doctorat sau comunicări, relațiile dintre România și Uniunea Europeană. Sigur că vor fi relații, dar suntem și la primire, și la serviciu, și la primire. Deci să nu uităm acest lucru. Fac un apel la început către toți cei prezenți aici, pentru că sunt oameni din zona policy and decision making-ului românesc. Domnule ministru, mă adresez și dumneavoastră, să încercăm să minimizăm trei confuzii. Confuzia dintre manager și persoană desemnată sau aleasă să îndeplinească funcția de manager. Eu nu vreau să vă contrazic, cred în cele spuse, dar eu cred că nu am instalat cu adevărat sau integral meritocrația. Mai avem drum de parcurs în acest sens. A doua confuzie, să eliminăm confuzia dintre agenda personală și cea publică. Aia publică are toate efecte pentru noi toți. Și în al treilea rând,
să nu ne amăgim în continuare cu ideea că niște documente care poartă titlul de strategii sunt strategii. Și că niște forțări, eforturi, care se numesc reforme, sunt reforme. Nu vă vorbesc de educația noastră. Tot o reformăm de nu mai înțelege nimeni ce a ajuns. Dar acum, întorcându-mă la internaționalizare, aș începe prin faptul că, dacă toți înțelegem lianții internaționalizării învățământului european, și unul dintre aceștia este imnul pe care l-am ascultat mai devreme, Oda Bucuriei, din Sinfonia Noua de Beethoven. Al doilea este deviza Uniunii Europene, Uniți în diversitate, United in diversity. Foarte puțină lume înțelege ce înseamnă să fii unit în diversitate și câteodată noi nu reușim să comutăm din logica bazată pe conformare. Sigur, în perioada aderării, negocierii aderării, am fost obligați să ne conformăm. În prima perioadă, cu tranzițiile ei mai lungi sau mai scurte, 7, 9, 12 ani, am fost obligați să ne conformăm. Ar fi venit vremea deja de mult, că au trecut 10 ani, să comutăm în logica proactivității. Să punem și noi subiecte pe agenda publică europeană și cea în plan educațional. În legătură cu subiectul la care făceam referire, aș vrea să insist asupra câteva aspecte. Ce înseamnă internaționalizarea știm cu toți. Am și beneficiat de ea, sau credem că am beneficiat de ea. Din păcate, Europa are de gestionat câteva provocări fundamentale. Și una dintre provocările fundamentale este să-i confere internaționalizării, în plan educațional, dimensiunea pe care aceasta o necesită. Internaționalizarea educației, fie ea formală, cea tradițională, fie cea informală sau non-formală, nu avem încredere în educația informală sau non-formală. Eu am încredere. Dar mulți dintre noi nu avem încredere. Credem că e o spoială, că e nu știu ce, dacă vom înțelege că un om educat o poate face și pe cont propriu, prin efort individualizat. Și să creăm mecanismele de certificare a acumulărilor în diversele forme pe care le cunoaștem, vom progresa odată cu Europa din care facem parte. Din păcate, internaționalizarea se reduce la o singură sau două dintre dimensiunile sale. Adică se poate reduce la mobilitate. Când vorbim despre internaționalizarea educației, imediat raportăm câți studenți au plecat în Erasmus Plus, câți profesori au fost pe aici, pe acolo. Sigur că mobilitatea membrilor comunității universitare este esențială, dar nu e singura. Internaționalizarea este at home și abroad. Este internaționalizarea în străinătate și internaționalizarea acasă. Acestui deziderat fac eu un apel să-i acordăm importanța cuvenită. Pentru că internaționalizarea acasă înseamnă reforma planurilor de învățământ, cum zicem noi cei mai conservatori, designurilor curriculare, cum spun moderniștii. Cuvintele le știu cam în două. Eu cred în plan de învățământ, dar reforma curriculară pentru internaționalizare. Nu punând în coada disciplinelor câte o sufix, care nu știu ce. Am trecut printr-o perioadă a sufixelor ceva de groază. Nu-mi permite timpul să vă spun că imediat după 90, înainte de 90, toate se desfășurau în lumina documentelor Congresului Cutare. După 90, titlurile de lucrări de licență, disertații de master, teze de doctorat, erau în lumina tranziției la economia de piață. A venit o altă modă în lumina aderării la Uniunea Europeană. Acum suntem în lumina integrării în. Nu zic că nu trebuie să fim cu totul în lumina a ceva. Dar poate că ar trebui să dăm importanță mai mare subiectului propoziției și nu locuțiunilor adverbiale sau altor sintagme de-astea gramaticale. Ce mai înseamnă internaționalizarea? Înseamnă restructurarea academic staff, cum se zice modern. Nu în sensul datului lor afară, nu în sensul unei unora în locul altora, ci
o adevărată restructurare la nivel de atitudine, de conduită, de înțelegere a meseriei. Înseamnă, să zicem, pași în direcția corectă a asigurării calității. Pe lângă faptul că, vă spun în cunoștință de cauză, este cea mai greșită sintagmă atașată a RACIS. RACIS este Agenția Română de Asigurare a Calității. Nu este niciun fel o agenție de asigurare a calității. Nici măcar de garantare a calității. Calitatea o asigurăm noi, prestatorii de servicii educaționale. Aia e o agenție de evaluare și nu spun de pe margine. Sunt membru al uneia dintre comisiile RACIS. Le spun dirigătorilor de acolo câteodată degeaba. Dețeminescu spunea că nu e nicio glorie să vorbești într-un pustiu. Ce mai înseamnă internaționalizarea? Mai înseamnă folosirea corectă a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Dacă noi vom continua să credem că ne-am modernizat teaching-ul, trecând de la cititul de pe foi, cum fac eu acum, la PowerPoint presentation, și păcălindu-i pe studenți, că știți, softurile moderne îi dau posibilitatea profesorului să aibă și note de subsol pe ecran, pe care studenții nu le văd, atunci n-am înțeles internaționalizarea. Folosirea mijloacelor online pentru a delivery, pentru a oferi ofertă educațională. Internaționalizarea înseamnă alt gen de legături între învățământ și cercetare. Înseamnă crearea de consorții. A doua idee pe care aș vrea să o lansez către dumneavoastră este cea a schimbării rațiunilor sau motivațiilor sau determinanților și a paradigmelor. În deceniile anterioare, la nivelul Uniunii Europene, vectorii internaționalizării erau de natură politică, culturală și academică. În prezent, zic specialiștii, că vectorul internaționalizării trebuie să fie de natură economică. Deci, insistența pe dimensiunea economică a internaționalizării. Uniunea Europeană trebuie să comute dinspre prevalența sau aspectul generalizat a ceea ce înseamnă conlucrare, cooperare, nu trebuie să o abandoneze, către competiție. Dacă nu înțelegem că nu mai ne internaționalizăm doar dacă raportăm un număr de parteneriate încheiate cu alte universități, un număr de persoane care se mișcă de la una la alta și nu începem să cuantificăm efectele benefice ale acesteia, atunci nu am înțeles internaționalizarea. Europa toată are această provocare și trebuie să treacă la asumarea competiției. Practic, în mediul de business, despre care unii vorbim, se spune așa, nu mai ești competitiv la prețuri mici, sau dacă îți propui să fii competitiv prin costuri sau prețuri mici, ești mediocru. Trebuie să-ți propui să fii competitiv la prețuri mari. La fel și aici. Nu să fii competitiv încălcând regulile numerus clausus la nivel european și lăudându-ne după aia cu număr de studenți străini. Avem universități din România, nu e cazul acestei universități, Universitățile de Medicină în deoseb, care valorifică faptul că în alte țări numărul de locuri în universitățile de medicină e limitat și îi atragem la noi. Și apoi venim și spun, ne-am internaționalizat că avem 500 de studenți francezi. Reziduale, adică vin aia care n-a apucat acolo. Deci competiția. Când suntem competitivi? Când pătrundem pe piețe pretențioase, nu când pătrundem pe nișe. Trebuie să crească importanța mai multe lucruri. N-aș vrea să abuzez pentru că timpul este limitat și aș încheia prin a vă spune că astăzi învățământul european, fie el formal, adică acela înscris corect în design-uri curriculare, fișe de discipline, în orarii chiar, pe care, sigur, le-am relativizat la un nivel la care nu mai dăm niciun nivel la școală, nici măcar profesorii nu mai vin la școală, dar studenții. Deci, relativizarea aceasta e formalul. Informalul nu înseamnă să plecăm toți de undeva și să nu ne ducem nicăieri. Informal sau non-formal înseamnă centrarea pe student. Fac un apel la tinerii din sală
și îi rog să nu fie prea critici cu mine. Foarte puțină lume în această țară înțelege ce înseamnă învățământ centrat pe student. Dacă înțelegem bine, am câștigat pariul. Studenții înțeleg că învățământul centrat pe student este punerea lor în postura de sultani ai procesului educațional, în jurul lor învârtindu-se toată societatea, țara cu burse, cu gratuități, cu facilități, profesorii cu năvălini, cu slide-uri, cu suporturi de curs și cu predări savante de tip Feralgan, adică dacă ar fi posibil să avem niște pilule care puse în pahar să te învețe toată materia la zburcitare, atunci ar fi bine. Și asta însemna învățământul centrat pe student. Profesorii spun, doamna, e periculoasă. Da. Oricine s-a dus la o universitate britanică, pentru Europa continentală, trebuie să facă pasul egalizării cu învățământul nord-american, britanic și australian. Ăștia sunt luceferii învățământului de succes. Și trebuie să vedem ce fac de aia de acolo, ca să facem și noi pe cât posibil. Deci, învățământul centrat pe student, îl vedeți la ieșirea dintr-o bibliotecă britanică sau nord-americană, dincolo de faptul că studenții ne critică că nu le oferim cursuri de anvergura celor de la Harvard, în condițiile unei finanțări pe student echivalente 2800 de lei, versus o finanțare în tuition fees de 40.000 de dolari. Sigur, nu zic. În termen de cost efficiency stăm bine, adică la prețurile noastre oferim bine din bucăți. Învățământul centrat pe student înseamnă un student, și asta e vestea proastă, un student galben ieșind după 8 ore de sală de lectură, pentru că a avut să-și facă temele. Centrarea pe student înseamnă a efortului, nu a lipsei de efort. Nu înseamnă că profesorul se centrează pe student când citește mai bine și mai mult decât fiecare student luat în parte. Vă felicit și vă urez mult succes!